Che ne so. Sunt mulțumesc, Luana, pentru traducere. Personajul principal de aici, Lale, este solicitat să devină tatuator. N-are opțiunea refuzului. Este o scenă simbolică și o scenă care ne reunește pe noi ca traducători. Așa facem și noi când suntem traducători și Denisa ne propune să traducem o carte. Nu avem opțiunea refuzului, nu avem încotro. Nu ne pare rău, nu, dar trebuie să fim sinceri. Acum, dacă... Procesele de conștiință sunt ceva mai mici. Dar știu. Dacă nemții ar fi avut umor că și instruire filozofică aveau, n-ar fi scris deasupra lagărului Arbeit macht frei, ar fi scris Homo homini lupus. Dar neavând toate cele la dispoziție, au preferat lozinca aia absolut mincinoasă, pentru că tot vorbeam de felul în care cuvintele sunt desproprietărite, deposedate de sensul lor și trecute la extremitatea cealaltă. Acum, există, cred, un mare pericol în ceea ce privește literatura de după Auschwitz. Există pericolul pe care l-a reprezentat Auschwitz. Auschwitz a însemnat, a fost o formă de crimă organizată, de crimă industrială, de crimă high-tech pentru momentul ăla. Gazar. Literatura de după trebuie să evite capcana industrializării. Din fericire, aici, Heather Morris iese din capcană. De ce? Pentru că nu produce siropul. Produce o carte seacă, voit seacă, o carte dramatizabilă, nu doar dramatică, dramatizabilă, cu dialog foarte mult, în așa fel încât ea se poate pune pe scenă. Problema din punctul meu de vedere este alta. Într-adevăr, există interstiții de lumină, dar interstițiile alea de lumină sunt într-o mare de oror. Marea aia de oror trebuie să ne preocupe, cred, mai mult decât lumina. Lumina este minoritară. Avem de-a face cu o continuare a ceea ce se întâmplă de mii de ani, și anume cu un triumf al violenței sistematizate. Aia înseamnă decapitări o zi jumate, cum era pe vremea lui Timur Lenin. Că înseamnă trageri în țeapă, că înseamnă trageri pe roată, arderi pe rup, nu contează. E lucru știut de la Inchiziție încoace, dacă nu de mai de mult, că se fac cele mai mari rele în numele binelui. Și aici, munca te eliberează. Ai o lozincă, tovărășească aproape, care ascunde o dramă, o dramă uriașă, o dramă care se numără cu milioanele de victime. Problema pe care o rezolvă Heather Morris, sunt tatuatorul de la Auschwitz, este că dă mărturie și că face un foarte util making of al cărții, în așa fel încât să ne arate exact cum a fost întâlnirea cu Dale Sokolov și cum s-a ajuns la cristalizarea acestei cărți. Partea la care ne rămâne nouă de gândit ține de restanțele uriașe pe care specia umană le are față de ea însăși. Pentru că, așa cum am mai vorbit la o lansare ceva mai devreme, este singura specie, cu excepția adorabilă a șobolanilor, în care omul, în care seamănul, exemplarul, îi face rău vecinului. Îl omoară, îl chinuie, îl torturează psihic sau fizic, îl deprimă, îl invidiază, îl toarnă, îi face toate relele. Nicăieri pe lume nu se mai întâmplă așa ceva, da? Tigrii nu se omoară între ei, pisicile nu se omoară între ei, gâzele nu se omoară între ei, oamenii se omoară. Și asta este consecința unei, știu eu, unui triumf al abjecției în dauna sideralului, în dauna diafanului, în dauna geniului creator. Este evident că avem o minoritate de genii creatoare, un, știu eu, 1%, și un potențial de violență și de rău pe care l-a ilustrat Digranda nazismul, l-a ilustrat și mai și comunismul, și suntem în continuare în captivitatea acestei paradigme răului. Faptul că există romane ca acesta este un fapt foarte bun, îmbucurător. Însă problema este nerezolvată și nerezolvabilă din punctul meu de vedere. Întotdeauna noi va colcăi răul, instinctul malefic, care apare de mic. Da? Copiii nu sunt niște, depinde, sugarii, da, dar din copilărie încolo începe să apară răul. Mai citiți odată Împăratul Muștelor al lui Golding și veți vedea ce poate să facă răul operând în
10 ani. Veți vedea care sunt chipurile lui și care sunt dramele pe care le lasă în urmă. Cam așa am citit eu cartea. Repet, este o carte bună și utilă la ora asta și va fi cu siguranță bestseller și în România și pe bună dreptate. Și este o carte care mai sigilează odată logodna între un editor exemplar, care este Denisa Comănescu, și o traducătoare de virtuozitate, care este Luana Schiu. Mulțumesc! Thank you.